Primele ninsori aduc și primele accidente rutiere. Luni dimineață s-a produs o tamponare în zona Tic-Tac. Deși vremea de afară obligă șoferii la o atenție sporită în trafic, cazurile de acest gen sunt din ce în ce mai multe, principalele cazuri fiind neatenția în trafic, dar și vizibilitatea redusă, alături de condițiile meteo care pun la încercare conducătorii auto. Da. Venea de pe drumul prioritar și domnul, crezând că îi dau prioritate, a ieșit de pe drum și, având în vedere că era zăpadă, nu s-a putut pune frână atâta drepte și m-a mispit în el. Și el spune că are dreptate, dar de fapt nu are dreptate. Pentru că eu eram pe drumul prioritar și nu am avut timp să pun frână. Poliția ce a spus? Și poliția, nu, deocamdată nu spune, dar s-ar putea că ține cu dânsul, pentru că eu sunt singur, ei sunt mai mulți. Nu aveți pe nimeni, ați venit să chemați? Nu, tot, deocamdată nu. N-am nimeni. Dar în ce zonă s-a întâmplat acum? La Tic-Tac, la piață. Tic-Tac la piață? Da. Deci noi ați mers, nu era semafor. Deci mergeam foarte încet, pentru că mie mi-e frică, adică eu merg foarte încetul la... Era pe drumul cu prioritate? Eram pe drumul cu prioritate și mergeam spre casă. Bine. Și ei spun că eu sunt de vină. De ce? Pentru că eu m-am izbit în ei, dar de fapt ei au intrat și eu m-am izbit în ei. Și ei spun că dacă te izbești în trânsit, au dreptate, dar de fapt nu e așa. La data de 19 noiembrie, în jurul orelor 9:40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Roman au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit cu un bărbat de 60 de ani din Roman, a condus un autoturism pe strada Ion Ionescu de la Brad, iar la intersecția cu strada Suceava nu ar fi respectat semnificația indicatorului oprire. A pătruns în intersecție, în momentul în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără de 23 de ani din localitatea Tămășeni, care circula regulamentat. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Ambii conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere bărbatului de 60 de ani, fiind sancționat contravențional conform OUTIE 195/2002. Conform legii, este obligatorie folosirea învelopelor de iarnă atunci când condițiile meteorologice se înrăutățesc. Mai exact, dacă ninge sau dacă drumurile sunt acoperite cu zăpadă, mașina pe care o conduci trebuie să fie dotată cu cauciucuri de iarnă pe toate roțile, nu doar pe cele care asigură tracțiunea.